seism pe scena politică după alegeri, prima demisie la vârf, un lider de partid care anunță că părăsește conducerea, e vorba despre Cătălin Drulă de la USR. În legătură cu rezultatul alegerilor, în continuare e suspans pentru că n-avem rezultatele finale, iar diferențele între candidați sunt infime la sectorul 1 și sectorul 2, deși Cătălin Drulă vorbește despre Clotilde Armand și Radu Mihaiu ca despre niște posibili învinși în această cursă. Foarte interesant cum se desenează astăzi, la câteva ore după alegeri, culoarele pentru cursa prezidențială. Cătălin Drulă iese de pe aceste culoare pentru că sunt unii care îl considerau un posibil candidat la Cotroceni, a fost întrebat, evident, pleacă din fruntea partidului, pleacă și de pe lista celor care ar putea să candideze. Dar e interesant cine îi va lua locul, pentru că sunt rostite două nume aici. Elena Lasconi, care a câștigat cu un scor zdrobitor din nou primăria Câmpul Lung, se vorbește și despre Dominic Fritz și el câștigător în Timișoara. Pe partea cealaltă, în tabăra puterii, liberalii fac tot ce le stă în putință să netezească drumul către Cotroceni al lui Nicolae Ciucă. Ei sunt convinși că Nicolae Ciucă va câștiga, atât de convinși încât refuză să discute despre un posibil candidat comun cu Partidul Social Democrat. Adică refuză să discute despre un independent pe care PNL și PSD l-ar putea susține, punându-și ambele partide forțele în susținerea unui independent. Le mulțumesc invitațiilor mei de la această oră, au rămas în studio alături de mine și le mulțumesc mult. Domnul profesor Bogdan Lefter, domnul senator Ștefan Pălărie de la USR. Ni se alătură analistul politic, profesorul Andrei Țăranu. Bună ziua, domnule profesor, mulțumesc mult pentru invitația dumneavoastră. Dacă îmi permiteți, prima întrebare pentru dumneavoastră, pentru că deja astăzi toată lumea se uită la această cursă pentru președinție care începe să se deseneze. Dar prima întrebare e legată de demisia asta mare de la vârful USR-ului a lui Cătălin Drulă. Vă surprinde? Nu, nu mă surprinde. Deja, când spun despre această demisie, existau rumori de mai bine de două săptămâni, pentru că oricine se uita pe scorurile din sondaje, pe sondajele care contau, e adevărat, arătau că toată campania a Alianței Dreapta Unită și a USR-ului nu funcționează. Adică nu atrage pe nimeni, ci mai degrabă îndepărtează electoratul și așa puțin cât mai rămăsese înspre această zonă. Ori cel care a fost portdrapelul era domnul Drulă, nu? Domnia sa era pe un afiș. El necandidând, deci asta trebuie subliniat, el nu candida la nimic, însă era pe un afiș în care ne spunea să nu ne lăsăm, să nu ne furi cineva viitorul. Și în felul ăsta, practic, eliminând toate figurile care ar fi putut să fie candidați sau au fost candidați în anumite, atât în București cât și în alte orașe. Sigur, avem mari probleme cu asemenea partid, pentru că marea problemă în ceea ce privește USR-ul a fost că el a fost Partidul Speranței. A fost un partid care toți au crezut că va putea să schimbe cu adevărat structura politică din România, ori din nefericire, mult prea repede s-a oligarhizat aproape instantaneu și a alungat fondatorul și de atunci a devenit mai degrabă un partid foarte sistem decât un partid antisistem, așa cum se propunea. Mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Credeți că Ciolacu va candida la președinție în momentul ăsta? Dacă ar fi să facem un pariu? Domnul Ciolacu personal, dacă îl întrebi, n-ar vrea pentru nimic în lume să candideze la președinție. Pe de altă parte, domnul Stănescu și alte grupuri din prejurul domniei sale
îl împing, știți, ca structurile alea hidraulice în fața cărora nu poți să te opui, să se ducă la președinție și probabil că va fi forțat. Adică și aseară l-am auzit, mă rog, azi noapte pe la 1, declarând că partidul PSD, fiind și marele câștigător al acestor alegeri, va trebui să aibă un candidat la președinție din partea PSD-ului. Cum putuma spune că președintele partidului este și victima, dacă vreți, sacrificială pentru o asemenea candidatură, da, domnul Ciolacu va fi împins să candideze. Acum, cum vă spun, va fi o luptă foarte grea, pentru că, cu mici excepții, va trebui domnul Lefter să rescrie dicționarul limbii române, având în vedere genul de discurs pe care îl țin posibilii candidați. Mulțumesc mult, domnule profesor Țăranu, pentru intervenția dumneavoastră. Bun, acum, domnule O să profesor, transmit da. ideea asta către colegii mei de la Facultatea de Litere, către cei colegii mei lingviști, specializați în limbaj, în lexic, în lexicografie. Care nu sunt prea prieteni cu politicienii, la cât de Nu prea, dar torturată e sunt limba română eminenți în în frunte momentul cu ăsta? Rodica Zafiu, care comentează limbajul public, inclusiv limbajul politic, de multă vreme, dar și marile noastre profesoare, Liliana Popescu, Ionescu Ruxandoiu și Mihaela Manca și alții și alții. Altele și Cum altele. vedeți în momentul acesta cursa pentru Cotroceni, domnule profesor Lefter? Tot incertă cât timp nu știm exact care vor fi candidații. Domnul Ciucă pare și el împins de niște forțe hidraulice, ca să reiau metafora domnului profesor Țăranu. Forțe hidraulice colinare. Vedeți că mai putem formula și reformula. În București avem un deal. Da. Dealul Dealul Spirii. Uranus a fost, dealul Spirii a fost nivelat, Da. a fost demolat pentru a se păstra doar postamentul Casei Poporului. Asta a fost o oroare arhitectonică, urbanistică. A rămas dealul Cotroceni. S-ar putea forța hidraulică să fie colinară, deci, în ce-l privește pe domnul Ciucă, nu doar partidul său, PNL, să-l împingă în continuare să candideze. PSD-ul pare condamnat totuși să aibă un candidat, dacă nu cumva există o mai veche înțelegere de culise, pe care nu am văzut-o anunțată efectiv, însă e clar că la PNL se știe că domnul Ciucă este desemnat pentru a ajunge la Cotroceni, ceea ce nu-i sigur că se va și întâmpla, în timp ce la PSD sunt ezitări. Și în întreaga ecuație va putea juca un rol foarte important Mircea Joană, care a lipsit din peisajul politic și electoral al zilei de 9 iunie, pentru că este încă secretar general adjunct al A NATO la dat o declarație Bruxelles, nu pentru participă nici la DG24. europarlamentare, nici la alegerile locale, dar e un candidat foarte probabil pentru Păi da, Cotroceni. tocmai a spus că e foarte aproape să ia decizia finală. L-am auzit în această declarație și înainte să Și va auzim. putea lua fața în sondaje, este, cum știm, pe primul loc în Înainte să funcție de auzim pe votare doamna Ioana populației. Nedogeu, căreia îi mulțumesc foarte mult pentru intervenție, de-abia așteptăm comentariile domniei sale, mai am o întrebare pentru dumneavoastră, domnule Pălărie. Elena Lasconi, despre care s-a tot vorbit ca fiind prezidențiabilul din USR, dată la o parte de Cătălin Drulă după incidentul ăla considerat de unii inofensiv, așa, puțin ciudățel, legat de votul doamnei Lasconi pentru familia tradițională. Bun, ar putea fi Elena Lasconi un posibil prezidențiabil din partea USR? Mă gândeam apropo de metafora cu dealurile Bucureștiului, că mai este un deal, dealul Mitropoliei, da? Și acum dacă intrăm în această zonă de analiză metaforică, încep lucrurile să se complice. Cred că lucrurile sunt deschise. Trebuie să recunoaștem că această decizie anunțată domnului Cătălin Drulă de astăzi, cel puțin în USR, deschide posibilități mai multe. Și o să vedem într-adevăr cum vor fi organizate în cel mai scurt timp alegerile interne pentru noua conducere a USR-ului și pentru președintele USR. Vom vedea de asemenea, pentru că mulți dintre noi spuneam,
Abia așteptăm să vină ziua de 10 iunie ca să închidem acest capitol al alegerilor europarlamentare și parlamentare și de aici, în funcție de ceea ce vom avea ca peisaj, vom putea să hotărâm mai departe pașii următori și să nu uităm, au spus-o asta mulți analiști politici, cred că este rar, foarte, foarte rar, să fim atât de aproape de buza alegerilor prezidențiale cu aparent niciun candidat oficial anunțat, deși, într-adevăr... ofensator la adresa electoratului. Este, încă putem discuta despre aceste lucruri, dar da. Uitați-vă, așa au fost într-un an super electoral, cu atât de multe alegeri, cumva era nevoie să se decanteze niște etape, ca apoi să se poată fi mai limpezi etapele următoare. Eu cred că în foarte scurt timp, probabil când mai puțin de 3 săptămâni, o să vedem deja... diferențiate piesele de pe tablă. Îi mulțumesc foarte mult doamnei Ioana Nedogeiu, în legătură directă. Bună ziua, doamna Dogeiu, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua. Am discutat și discutăm în continuare despre multe, pentru că demisia lui Cătălin Drulă e interesantă. Vă așteptați la această demisie? Acum, din ce am observat eu, încă nu e o demisie. Domnul Drulă a spus că nu pleacă. Este doar o deschidere a jocului și o promisiune că nu va mai candida din nou, tehnic vorbind. Să mă contrazică cine a înțeles altceva. Nu e o demisie încă. E o asumare și o invitație la congres. Se decontează niște lucruri. Suntem într-un moment al decontului. Al decontului grav pentru ADU și în primul rând pentru USR. În studioul dumneavoastră eram tot prin telefon, în momentul în care a fost anunțată crearea acestei alianțe și am avut un discurs extrem de dur, spunând că este o trădare a electoratului USR, care va fi decontată. Iaca, nu m-am înșelat. Nu poți să oferi orice unui electorat, nu poți să defilezi cu palaz, cu nica, cu, n-am nimic cu domniile lor, dar n-au nicio legătură cu spiritul USR-ului și motivul pentru care acest partid a apărut și motivul pentru care acest partid a fost votat. Dacă vrei să faci, să bați palma cu partide vechi și oameni vechi, ești liber. Da? Ia ca răspunsul electoratului tău. Ce se va întâmpla? Ar trebui să, în ceea ce privește USR-ul, ar trebui să fie o resetare. Mi se pare absolut obligatorie ruptura de Forța Dreptei și PMP și construcții de-astea bizare. Ar trebui să se reinventeze cu un lider nou și puternic. Din punctul meu de vedere, acela ar trebui să fie Elena Lasconi. Nu domnul Fritz. Elena Lasconi are motorul interior. Eu, trăind aproape în Câmpul Lung, lângă Câmpul Lung, îmi dau seama ce forță electorală este doamna Lasconi într-un oraș în care a fost rosu, doar rosu, de când se știe el. 71% în Câmpul Lung, după Breșa de acum 4 ani, este fabulos. Da, Asconi este un motor electoral. Nu împărtășesc viziunile, să ne înțelegem. Eu am o altă părere despre familia tradițională, că e domnia sa, nu vreau să fiu suspectată că sunt o susținătoare a doamnei Asconi. Dar ca comentator politic, observ potențialul extraordinar. Nu că aș muri de grija USR-ului, dar avem nevoie de opoziție. Drama acestor alegeri, din punctul meu de vedere, a fost că ne-au demonstrat că noi nu avem opoziție. Practic, coaliția de guvernare a galopat singură aproape de tot terenul, aur a încăput pe mâna unor clopni și efectul a fost cel pe care l-am văzut. USR și-a dat foc singur prin această palianță absolut dezgustătoare, îmi pare rău, ăsta e alt cuvânt nu-mi vine, cu PMP și Forța Dreptei, din care a ieșit ce a ieșit, fără cap și fără coadă. Și atunci, marile bătălii, ce să vezi, au fost în interiorul coaliției între cele două partide care guvernează. S-au bătut cu PSD, cu PNL și au smuls consilii județene, iar câștigătorul la puncte, de la distanță, asta nu putem să negăm indiferent cum ne așezăm și din ce poziție privim, este PSD-ul. Lui Marcel Ciolacu i-a ieșit tot în condițiile unei guvernări foarte, foarte proaste, de fapt. Asta este paradoxul. Deci USR ar trebui să-și toarne apă rece în cap, să-și aleagă cu adevărat un lider și mi-e frică de congresul care iar va începe cu autobuze de ale lor, astea, online, că e votează online, cu acuzații, cu păruieli, cu scandal. Ar trebui să fie un congres pe bune în care să-și joace soarta pe bune, să încapă pe mâna unui lider pe bune și să încerce o relansare până în toamnă. Nu cred că au o șansă la prezidențiale, dar au o șansă să facă un scor bun și să construiască ceea ce acum în România nu există. O opoziție! Eu cred că aici ar trebui să-l auzim și pe domnul Pălărie. Da, ascultam analiza domnului
Dojoiu și, mă rog, reflectam la ceea ce spunea domnia sa, recunosc cinstit că n-am văzut-o în cheia asta și nu, în continuare nu văd în cheia asta lucrurile. Ideea de a construi un pol de dreapta, acum, sigur, ar putea să spuneți că am fost învățat la partid să spun asta, dar vă garantez că o spun ca o credință personală. Nu știu, personală. Mai aveți și azi, ideea... după cea, adică, puntajul nu cred că mai funcționează, dar dumneavoastră nu prea absolut. Funcționa niciodată. În general, eu sunt genul de om care spune ceea ce gândește. Ideea de a construi un pol de dreapta, o alternativă la această PNL, PSD galben, nici mai știu cum să-i spune, a fost una cât se poate de cinstită. Acum însă, e o discuție, într-adevăr, ca senator de București port această conversație, dacă nu cumva în București, așa cum ați spus dumneavoastră, electoratul din București, nu cumva a văzut acest pol altfel, cu altfel de ochi, și dacă nu cumva voturile USR-ului au fost mai degrabă fragmentate, știm cu toții, ne-am uitat pe rezultate, am văzut candidați independenți, am văzut... Veți rupe Alianța Dreapta Unită? E o chestiune la care este, în opinia mea, prea devreme să pot să emit absolut orice părere. Tocmai cum vă spuneam că am crezut și încă mai cred în această construcție, cu toată sinceritatea, vor fi făcute analizele, nu avem cum să le facem, avem și forumuri statutare în care astfel de strategii vor fi măsurate, evaluate, numite, dar încă nu avem secțiile de votare finală cu rezultatul final, după care va urma matematica. Trebuie să urmeze o matematică, spuneam mai devreme, că o discuție de ce anume îți aduce o alianță de dreapta în București, îți aduce în Republica Moldova sau ce îți aduce în restul țării. Sunt lucruri foarte diferite și niciodată de obicei o decizie unanimă pentru peste țară nu aduce la fel de multe beneficii peste tot. Ori aici vreau o chestiune care aș vrea să dau și un alt punct de vedere. Am ascultat sigur și opinia unui politician din interiorul acestui pol, al acestei alianțe de dreaptă unită. Eu am o opinie foarte diferită de a doamnei Ionel Dojoiu. Îi respect părerea, dar cu încercările mele de a fi cât mai obiectiv în comentariu, uneori am fost acuzat că am analizat prea obiectiv PSD-ul, de exemplu. Nu m-am ascuns niciodată, m-am și recunoscut drept un intelectual de orientare, nu politică și de partid, ci ideologică, liberal de centru-dreapta, și am fost votant PNL în aproape toată perioada postcomunismului românesc. Și fac parte din fostul electorat PNL foarte dezamăgit de această combinație cu PSD, drept care Alianța Dreapta Unită pare, așa o percep, așa vă spun dumneavoastră, tot cinstit, spun ce gândesc, o percep drept o șansă de reconstrucție a unui bloc de dreapta care să poată să ofere o alternativă, deocamdată electoratul bucureștean și din alte câteva orașe importante, Timișoara și chiar și acolo unde s-a pierdut, la Brașov, 40% primarul actual, perdant pare să alusere, și în alte locuri din țară, Bacău, iată, obține rezultate foarte bune această alternativă. La nivel național, scorul e slab, aici intervine ruralul, intervine faptul că există probabil circa 50% plus minus localități în care nu au existat candidați, nu sunt filiale. Aici cred că USR, în principal, ca partid mai mare și mai bine organizat, dar poate și Forța Dreptei cu ce... reprezentanți din teritoriu s-au strâns în jurul fostului lider liberal Ludovic Orban, au mult de lucru și au chiar o datorie, și asta li se poate imputa chiar și acum pentru alegerile locale. Poate că era de făcut mai multă, cum se spune, muncă în teritoriu pentru structurare, pentru desemnare de candidați, identificare de personalități, oameni cunoscuți în localități mai mici, în urbanul mic. Da. Aici e mult de lucru, dar eu cred că e o idee bună totuși această alianță Dreapta Unită. De principiu, știți, una e principiu și alta e practica, ne mănâncă practica. De principiu, sigur că o alianță de dreapta e un lucru bun, dar depinde cu cine o faci. Știți, nu vă supărați, când în lansarea candidaturii doamnei Clotilde Armand, eu l-am văzut zâmbind, ca să nu zic rânjind, în rândul al doilea, pe domnul Antonel Tănase, care nu e cu nimic diferit de domnul Neacșu.
Cu nimic. Deci este copia domnului Neacșu. E fostul secretar general al guvernului, omul cu care Orban a fost, domnul Ludovic Orban, a fost în toate funcțiile domniei sale. Și într-o cine guvernare foarte bună a PNL atunci. Despre, lăsați, cine știe, știe cine e domnul Antonel Tănase. Domnul Palaz, v-am spus, de la Constanța, sunt convinsă că i-a alungat domnului Stelian Ion cu furca alegătorii. Contează oamenii. Până la urmă, aici nu discutăm despre ficțiuni, facem o ficțională construcție de dreapta și ne închinăm la ea. Ne uităm cine este în construcția aia de dreapta. Ori unele dintre... Să ne aducem aminte că PMP-ul a fost partidul Elenei Udrea. Haideți să nu... Istoria, e totuși o istorie recentă. Sunt oameni pe care USR-ul i-a considerat nefrecventabili și care brusc au devenit frecventabili. Vreau să vă aduc aminte că pentru USR, moral, nu legal, moral, o persoană care devenea inculpată era penală și nevotabilă. A avut candidat la sectorul 1 penal pe accepțiunea lor. Nu poți să faci asemenea salturi de principii. Nu poți să ai 7 măsuri cu care să măsori și să aștepți ca electoratul să vină după tine. Da, construcția ar fi fost bună, dar depinde cu cine o faci. De ce n-au încercat să o facă cu Reperul, de exemplu? Pentru că se urăsc. E, asta e. Dacă punem atâta patimă, n-avem nicio șansă mai departe. Cu Reperul făceau o treabă mult mai bună decât au făcut cu PMP-ul, iertați-mi. Eu la asta mă refer. Doamna Dogeu, pentru că ați vorbit despre situația de la sectorul 1, aș vrea să știu părerea dumneavoastră despre aceste două sectoare foarte disputate. Putem vorbi clar despre o înfrângere a USR-ului la sectorul 1? A recunoscut-o domnul Trulă în conferința de presă. Cam da. A spus că a pierdut două sectoare, a zis da, dați numai 500 de voturi. Deci eu înțeleg că a recunoscut-o domnia sa. Bun, au fost numărătorile paralele. Numărătorile paralele se fac pe procesele verbale centralizate. Deja PNL-ul a anunțat. Mi-e greu să cred că se mai poate schimba ceva, dar mă bazez pe ce a zis domnul Drulă. Deci, domnul Drulă asta ne-a spus, că au pierdut cele două sectoare. Nu aveau ce să caute cu candidat penal, repet, în accepțiunea lor politică și morală. Nu aveau ce să caute. Asta a fost o altă derută pentru electoratul lor. Păi stați băieți, nu ziceați că... nu se poate. Nu merge așa. Și în felul acesta distrugi chiar idei principial bune, cum este o alianță de dreapta, de exemplu. Da? Principial bună. Da, dar ați spus și că USR trebuia să-și respecte profilul de partid antisistem, ceea ce nu cred că ține la lung în politică. N-am spus antisistem. Trebuia să-și respecte principiile, am spus, nu antisistem. Da. Nu mai poți să fii antisistem în după prima, ce ai fost la guvernare. Sigur, în prima noastră intervenție. Mi se pare nu, că radic... antisistem, credeți-mă. Am înțeles. Ok. În orice caz, ideea menținerii unui radicalism al USR, a la lung, nu cred că țin în politică, ceea ce nu înseamnă că pledez pentru compromis, pentru abandonarea unor valori morale. Da. Însă... N-am zis de radicalism. Ca să nu te aliezi cu niște dinozauri politici foarte compromiși, nu înseamnă radicalism. Da, acum, dinozauri politici foarte compromiși or fi poate alții mai dinozauri și mai compromiși. Putem face un concurs de la dinozauri, totdeauna concursul ne poate rezerva surprinzându-ne. Reamintim telespectatorilor, vorbim despre dinozauri, dar în sens de longevitate, nu peorativ. Domnul Flutur, de exemplu, care a reușit contra performanța de a înregistra un eșec. Nu e dinozaur. Da, e adevărat. Mulțumesc mult, doamna Dogeu, pentru intervenția dumneavoastră. Scurtă pauză, facem o scurtă escală în Franța. Acolo unde, după cum știți probabil, pe 30 iunie vor fi alegeri legislative anticipate. Macron, chiar aseară, când a văzut scorul extremei drepte, s-a dus în birou, a semnat un decret, a dizolvat adunarea națională și a anunțat că vor fi alegeri anticipate. Foarte interesant. Foarte interesant ce s-a întâmplat acolo. Și-a dat demisia și premierul belgian. Ni se va alătura Nicolas Dhaene din Franța în câteva minute. După ce a aflat că a făcut un scor foarte mic la alegerile europarlamentare, iar extrema dreaptă a făcut un scor record, Emmanuel Macron s-a închis în birou, s-a dus și a semnat decretul de dizolvare a adunării naționale. A anunțat deja și datele viitoarelor alegeri legislative. Îi mulțumesc foarte mult lui Nicolas Dhaene, care ni se alătură în direct prin telefon din Franța. Bună ziua, Nicolas Dhaene, mulțumesc pentru intervenție!
Bună ziua tuturor, cu mare plăcere. Ne-a luat prin surprindere Macron pe toți, foarte multă determinare. Ne-a luat în surprindere, deci asta este metoda Macron, cum să facem să-i luăm pe toți prin surprindere, inclusiv pe cei care ne aleg. Aseară, când toată Franța era cu ochii pe televizor pentru a vedea, ca și toți europenii, România și celelalte 26 de state din Uniunea Europeană, ca să vadă care au fost rezultatele, cu două minute înainte de închiderea birourilor de vot și de aflarea exit poll-urilor, adică 20:58 în România, 8 fără 2 minute în Franța, Eliseul, Palatul Elisee a anunțat că președintele va interveni la televizor instantaneu, ceea ce e nevăzut. A fost de nevăzut până acum, vorbim de istorie și de cutremur. De acum încolo, nu s-a văzut niciodată în istoria Franței un președinte care să intervină indiferent de scrutin, imediat după scrutin. La ora 9, o oră după anunțul rezultatelor, pe care, cum ai spus, care au arătat o victorie zdrobitoare, istorică a extremei drepte, care câștigase deja acum 5 ani, dar numai la 1% diferență față de partidul lui Emmanuel Macron. Uh-huh. Acum s-au mai adăugat 10, deci wow. Sunt la 11, un 31, peste 31%, un scor istoric în istoria acestui partid, care nu are istorie alta decât cea pe care... Trebuie să vorbim puțin imediat după ce ne spui aceste circumstanțe intempestive. Deci toată lumea a fost surprinsă. Se pare, și acum ies informațiile, că premierul Gabriel Attal l-a rugat să nu dizolve, să știa puțin oamenii informați, începea să circule zvonul de pe la ora 7 seara, înainte de 8. Dizolvă, nu dizolvă, nimeni nu știa dacă va dizolva sau nu. Gabriel Attal i-a spus, l-a rugat să facă, potrivit spiritului Constituției, să fiu eu cel de responsabil, demisionez numai, nu provocați alegeri anticipate. Emmanuel Macron, care de trei luni, explică tuturor, pe bună dreptate, spun toți observatorii, sunt alegeri europene, nu există consecințe naționale. E alegeri europene, consecințe europene. S-a schimbat din nou, s-a sucit, cum ar spune românul. Da. S-a surprins pe toată lumea. S-a sucit rău. Cine e acest Jordan Bardella, acest tânăr lider al extremei drepte care a strivit totul? Dacă mi-aș putea permite și îmi voi permite, te rog, Nicola, o expresie pur românească care nu e deloc peiorativă, este un nei ca nimeni. Ok. Dar este un candidat TikTok. Ales pe TikTok, 28 de ani, studii, licență de geografie neterminată, luat de Marine Le Pen, care conduce acest partid de ani de zile, pentru a fi o mână dreaptă care nu trădează. A avut multe alte mâini drepte care au trădat-o. Și acest băiat, care a fost ales încă o dată, deci e învingător, de a doua oară la rând, a câștigat acum 5 ani, nu a pus piciorul în Parlament, în alegerile... De acum nu știa în dezbaterile dinainte de alegeri cum sunt aleși, sub ce formă de scrutin sunt aleși membrii Comisiei Europene. Nu știa că e un vot secret. Nu activa, nu era la Bruxelles decât o dată din 25. Deci, în schimb, potrivit lumei în care o luăm azi, pe TikTok face selfie-uri, este foarte celebru. Nu pentru programul politic pe care se schimbă de pe o zi pe alta și acest program politic ca să placă toată tuturor, ci pentru că și-a făcut un canal YouTube pe care dădea lecții de Call of Duty, e un joc video și e foarte popular, la tinerii care se duc și sunt intervenți la meeting-urile lui, care spun foarte senin că ei nu prea se pricep la politică, dar ce simpatic este Jordan Bardella, care este gata să fie prim-ministru, cu pregătirea pe care v-am descris-o. Drama absolută a francezilor și a Franței este că Marine Le Pen a ieșit imediat aseară să spună suntem gata de guvernare. Problema este cu cine? Păi cu domnul ăsta. Cu, da. Cu ce competențe? Nu, cu ce competențe? Frontul Național, asta e partidul tatălui lui Marine Le Pen, care a devenit Rassemblement Național, adunarea națională, un fel de reuniune națională, nu are oameni de stat care cunosc aparatul de stat, niciunul. Nu poate să citeze un om care este, știi ce înseamnă administrație publică, care a activat într-un minister. E mult mai rău, iertați-mi, dar cunosc foarte bine și mi-e dragă România, o știu foarte bine, Laura Chiriac.
Este mai rău ca România. E mai rău ca România. Nicola, îți mulțumesc tare mult. Din păcate nu mai avem foarte mult timp, dar ne vom întoarce la situația din Franța. Nicola Don cunoaște foarte bine viața politică franceză, iar acest diagnostic pe care l-a făcut asupra alegerilor e unul îngrijorător. Pentru că Franța e motorul Europei. Și dacă băiatul ăsta, Jordan Bardella, n-are nici studiile terminate, totuși Oșoacă a făcut facultatea de drept. Noi stăm bine. Scurtă pauză și ne întoarcem. Peste 13,5% a obținut partidul Dianei Șoșoacă în diaspora. Asta au votat românii din diaspora, tot acolo. AUR a realizat un scor de 14,54%, Alianța Dreapta Unită 16,3%, subliniez, e vorba despre votul românilor din diaspora, acolo unde Alianța PSD-PNL a reușit performanța de a aduna 98,8% din voturile exprimate în străinătate. Interesante și aceste alegeri, pentru că sunt anumite surse care vorbesc despre faptul că nu e total exclus ca Diana Șoșoacă să fie obținut cel puțin un mandat pentru Parlamentul European. Aflați mai multe pe parcursul zilei pe B1 TV. Noi ne revedem mâine de la ora 12 la News Pass. Să aveți o după-amiază liniștită.